Au așteptat majorări de prețuri la apă și canalizare, dar că în loc să fie în profit, au ajuns în minus. Vorbim despre întreprinderea Apă Canal Căușin, care spune că în urma aprobării tarifelor de ANRE, prețul unui metru cub de apă și canalizare pentru agenții economici din Căușeni a scăzut cu aproape 9 lei, iar la persoanele fizice a crescut doar cu 2 lei și 67 de bani pentru cei care au sistem centralizat de canalizare. De la ANRE noi am solicitat tariful la apă 19 lei și 29, dar adică tariful mediu a fost aprobat 15 lei și 93, adică cu 3 lei și 36 mai puțin. La canalizare am solicitat 18 lei și 11 bănuți, a fost aprobat tariful mediu 16,72, adică cu 1,3 și 39 mai puțin. Tariful pentru populație la noi a fost la apă 14 lei. Acum, după aprobare de către ANRE, a rămas la același nivel 14 lei. Tariful la canalizație a fost de 11 lei la populație. După aprobare este 13 lei 67 de bani. La agenții economici, prețul la apă pentru agenții economici a fost de 38 de lei, după aprobare este de 26,55. Și la canalizare, pentru agenții economice a fost 23 de lei, așa și a rămas 23 de lei. Valentina Lari din Căușine are 74 de ani. Spune că, indiferent de tariful pentru apă, este gata să plătească. Ea afirmă că atunci când are posibilitatea, face economii și nu se gândește la prețuri. Trebuie și e scumpă, pentru deși că se folosește energie. Energia e scumpă. Ca să ude grădinile, muie, da, trebuie vara, că arșa asta ea poate, trebuie câte o can de apă la o floare, la, că eu altceva nu pot crește. Nu se folosește rațional în unele locuri, nu se folosește rațional. Și de atâta ar trebui și e scumpă. Eu nu sunt contra la aceea că se scumpește apa. Deloc. Eu cheltuie un cub, uneori două, vara când mai, spun când mai udam flori, plătem și pe două cuburi, da, așa, și nu-s contra. Chiar dacă și apa 30 de lei, eu nu s-o cot că e mare strășnișie. Potrivit lui Alexandru Gâlcă, șeful Apă Canal Căușeni, ține costul unui metru cub de apă în oraș s-ar cifra astăzi la 19 lei și 30 de bani. Iar un metru cub de apă care trece prin sistemul centralizat de canalizare al orașului ar trebui să coste 16 lei și 72 de bani. În condițiile în care tariful a rămas la nivelul anului 2015, despre profitul întreprinderii nici nu putem discuta. Sinecostul unui metru cub de apă este de 17,24, iar de canalizare este de 14,52 de bani. Noi putem să mai venim cu alte solicitări la ANRE, dar nu anul acesta, anul următor, adică undeva prin luna martie. După ce să dăm toate darele de seamă, să facem calculurile, pierderile tehnologice și să prezentăm toate darele de seamă, adică anul viitor. Căușănenii sunt conștienți că odată cu creșterea tarifului la energie electrică și prețul la apă se va majora. Ei spun că sunt gata să achite, doar să nu se producă sistări. Am auzit ne-o dat de știri de acum controlori. Ne-au spus, suntem de acord, dar și să ieftinește vrem să întrebăm. Nu-i răspuns. Așa că nu ne temem de nică, deși mergi să scunchești, să scunchești. Și să facem, dacă așa e viața. Vă afectează cumva, vă este greu să achitați? Știți, eu cu pensia așa că mușesc ca să am ce achita. Că dacă n-aș muși, eu nu am, din 2009 nu ne ajunge la etaj. Nu ne ajunge. Și să mă mâncăm, echităm toate comunale, nu ne ajunge. Nevoită la 72 de ani, draga mea, să muncesc. M-am gândit că să ies la pensie și să mă odihnesc și eu, că am lucrat de la 15 ani. Și că am 72 și tot lucrez. Da, mi las mai jorească, câți ani, cât s-a dat Dumnezeu de amă. Cât să mai trăim, numai aerul nu bor de amă să l închide. Cât consumați apă pe lună? 3 cuburi. Tu 3. Da. Da, eu nu. M-am învățat aici de la apă canal. Ceașca, spală și închide crantul.
faci vrei? Economie. Dar cum? Dar pentru ce să ducă banul pe ea, pe truchi? N-am nevoie. Cât pe lună consumați? Două, uneori trei, uneori dacă nu-s acasă și unul. Eu pot să nu știu și acasă, o săptămână, două. Consumați pe lună cât cuburi de asta? Da, pe cât? Când două, când unul, când nu știu cum. Că eu singur trăiesc. Faceți economie? Dar cum nu fac? Dacă nu aș face economie, ap trebuie să cheltuiesc patru cuburi singură. Până când eu mă ies progres. Câte cuburi de apă consumați? Ei, un cub, două. Eu sunt unul singur. Un cub, două. Apa tot sus cu închet. Noi nu suntem singuri. Câte cuburi plătiți? Câte cuburi plătiți pe lună? 7, 8. Dar 7-8 cuburi, că nepoți, fișe, vin. Mai scaldă. Nu suntem numai singuri. Vă afectează majorarea asta prețurilor? Nu, dar ce să faci? Noile tarife aprobate de ANRE au intrat în vigoare din data de 12 octombrie, atunci când au fost publicate Monitorul Oficial.